Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noi trăim în țara asta foarte periculos și suntem niște supraviețuitori. Ori murim ca bărbații, ori supraviețuitori. Care supraviețuiește drumului către mare, de exemplu, pe șoselele din România, are ocazia să se nece acolo, la Marea Neagră, pentru că așa vrea el, nu pentru că a avut ghinion în viață. Am văzut un reportaj suprarealist. Suprarealism cu salvamari și viitori înnecați pe litoral, că așa ar trebui descris. Deci la mare, steagul roșu care interzice intrarea în apă e ignorat cu voioșie și încăpățânare și insistență de o mulțime de turiști. Și mai mult, când salvamarii încearcă să-i aducă la mal pe cei care sunt în pericol să fie luați de curent, iese cu scandal. Dialogurile sunt ireale. Îi spune salvamarul unuia, la un moment dat, care încerca să se dea jos, să intre în apă pe niște pietre de la diga alunecoase, că acolo crește iarbă de mare, mă rog. Zice, îi spune, nu aveți voie să intrați pe aici, dacă alunecați pe pietre o să cădeți și o să vă loviți și va trebui să intervenim. Și asta îi răspunde, păi pentru ce ești plătit? Bravo. Adică asta e... eu te ajut să-ți meriți banii. Corect. Practic. Adică tu ce faci aici? Eu trebuie să intervin în caz că te rănești. Păi dacă eu nu mă rănesc, tu ai mai fi? Ia să-mi sparg eu capul un pic, ca să-ți meriți și tu salariul. Dialogul continuă. Zice, eu, spune salvamaru, sunt dator să vă avertizez. Păi zice, m-ai avertizat, gata. Zice viitorul necat. Ți-ai făcut datoria, m-ai avertizat, acum lasă-mă. Îmi cad pe bolovani, îmi sparg capul, n-am nicio problemă. Deci e ca pe șosea, e la fel și în mare. Oamenii cred că legile fizicii nu li se aplică. Așa cum merg pe șosea cu 150 pe oră, pe drumuri care au limită de viteză de 90 și consideră că nu li se aplică legile fizicii și că drumul ăla, dacă de-aia e limita de viteză pe autostradă 130 și de-aia e limita de viteză pe un drum național 90. Pentru că curbele sunt construite altfel și îți permit să mergi cu o altă viteză. Nu, și până la urmă asta e la fel cum a fost cu cei care protestau împotriva purtatului măștii în criza pandemică, știi? Cu același principiu. Dacă eu nu vreau să port ce? Adică dacă mă îmbolnăvesc, nu, să mă trateze. Care e problema? Da. Nu plătesc asigurări de sănătate? Știi care e tragedia la povestea aia cu masca? Masca o porți în primul rând ca să-i protejezi pe ceilalți. Deci da, este un egoism teribil atunci când nu vrei tu să porți mască, pentru că înseamnă că, de fapt, ești gata să-i îmbolnăvești pe ceilalți. Asta este problema. Știu că este un subiect sensibil, știu că e complicat, știu că urâm cu toții măștile astea, nici mie nu-mi place să port masca, dar o port. Pentru că mă gândesc, bă, dacă cumva sunt asimptomatic, poate că nu vreau să-i îmbolnăvesc pe cei din jurul meu. E o chestie de respect față de comunitate, față de cei din jur. Iar asta cu apa și cu notul, eu nu înțeleg curajul, nu e vorba de curaj, e inconștiență. Camelia Potec, de exemplu, am văzut un interviu cu ea, Camelia Potec, campioana olimpică la not, ea a spus că în mare, intră cu colac. Și dacă vorbești, de exemplu, cu un pilot de raliu, cum era Alex Filip mai devreme, dacă vorbești cu Alex Filip și îl vezi cum șofează, este cel mai cuminte șofer de pe drum. Respectă toate regulile, nu riscă niciodată nimic, deși, mai mult ca sigur, este cel mai bun șofer dintre toți cei care se află în jurul lui, evident, oricând. El chiar înțelege cum funcționează. Un șofer de raliu, un pilot de raliu, înțelege cum funcționează mașina, înțelege mult mai bine cum stă pe șosea, își înțelege mult mai bine oportunitățile. Cu toate astea, pe șosea este cel mai prudent. Așa și un campion de not, când intră în apă, este de o prudență care nouă ni se poate părea exagerată. Dar știți ce? Problema e așa, că spre deosebire de ceea ce cred cei mai mulți oameni, în notul este silențios. În necul este silențios. Deci când cineva se neacă, se neacă în tăcere. E o altă scenă în acest reportaj pe care l-am văzut. Salvamarul fluieră la unul care este foarte departe. Și ăla îi spune, stai liniștit, știu să not. Și oricum, dacă mă nec, vii să mă recuperezi. Problema e că atunci când te neci, nu țipi, nu e ca în filme. Când clipocie și faci gălătii, da, și da, nu știu ce. Sunt situații dramatice în care se neacă copii în piscine. În piscine în care mai sunt și alți copii și adulți. Pentru că nu-l vezi. Pur și simplu deodată dispare. Se duce la fund, dacă trage apă și trage apă în plămâni, îi se blochează sistemul și nu mai poate să scoată niciun sunet și se neacă în tăcere. Și asta e, se întâmplă la mare, toți de curajoși dintre ăștia inconștienți, un alt salvamaru zice așa, le spune să vină mai la mal.
Și ei ne spun, păi ce, domne, eu am plătit sejurul ca să mă dai tu afară din apă? Da, mă, și asta e o treabă românescă. Domne, am plătit. Am plătit să ce? Știi aia că dacă am plătit orice, am dreptul să fac fix ce vreau, da, în contextul respectiv. Da, ce să-i faci? În imagine, o doamnă plutește la un dat pe lângă dig, o fetiță prin preajmă, și în zonă sunt curenți foarte puternici. Și în timp ce are loc dialogul, care durează câteva secunde, vezi cum le transportă apa pe cele două. Deci vezi cum le duce curentul, sunt curenți puternici. Și salvamarul, care evident că știe ce curent sunt acolo, le spune celor două, le strigă să se îndepărteze. Și doamna zice, da, 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 și se întoarce și vede de treabă. Le zice, o să vă loviți de pietre, o să vă răniți, ieșiți de acolo. Da, 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 bine, mă, lasă. Eu nu înțeleg de unde vin astea. N-am nici cea mai mică idee, nu pot să înțeleg. Din aceeași lipsă de educație care duce la accidente... Bă, de instinct de conservare aici. Nu mai e... E pur și simplu instinct de conservare. Da, dar e ca la copii, știi? Până nu se lovesc, până nu se ard, până nu îi lași să-și facă singuri odată rău ca să vadă cum e, e greu de înțeles. Așa și cu ăștia. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.